Bună seara, Ana, felicitări. Ai avut o săptămână absolut incredibilă aici la Cluj. Meciuri foarte grele și lungi. Spune-ne cum te simți după această finală minunată. Știu că ai fost și un pic răcită. Un pic mai mult. Un pic mai mult. Da, e ok. Bună seara. În primul rând, aș dori să spun că le mulțumesc foarte, foarte mult tuturor susținătorilor, tuturor fanilor, pentru că am trăit o săptămână incredibilă aici și sunt foarte, foarte bucuroasă pentru toată experiența de care am avut parte pe teren. Mi-au arătat atât de multă iubire, atât de multă... Mi-au transmis atât de multă energie și nu cred că am cuvintele potrivite să le mulțumesc. Și aceste momente cu siguranță rămân acolo pentru totdeauna în viața unui sportiv de performanță. Aș vrea să privesc partea plină a paharului și să mă gândesc la momentele în care mi-am depășit multe multe limite, să spun așa, fizice, în primul rând, în aceste zile. Și sunt chiar sunt recunoscătoare pentru munca pe care am depus-o alături de echipă și pentru tot ce am realizat noi în aceste săptămâni. E doar început de drum și cu siguranță dacă voi munci în continuare la fel și voi fi la fel de disciplinată în fiecare zi, va fi un drum lung și frumos pentru noi. Întrebări? Salut, Ana, felicitări pentru toată săptămâna. Crezi că experiența a jucat un rol decisiv astăzi, până la urmă Carolina are 17 titluri câștigate, finale de Grand Slam? Crezi că asta a fost marea problema sau altceva? Poate că și asta a contat, pentru că, de exemplu, la 3-0, când am condus, am simțit clar că a început să dea mai tare, mai lung, să lovească mai puternic și mai solid, deci am simțit cumva că adică a arătat valoarea ei și mi-am dat seama că am de luptat și am de stat acolo pentru fiecare punct. Nivelul este foarte ridicat, a fost ridicat toată săptămâna, au fost meciuri foarte, foarte bune și totdeauna am apreciat-o și am admirat-o pe Carolina pentru jocul pe care îl are, dar și pentru mentalul foarte puternic pe care l-a arătat mereu și chiar este o jucătoare care pe care n-am văzut-o niciodată plângând după vreun meci sau fiind supărată și chiar mi-ar plăcea să iau asta de la ea pentru că arată clar cât este de stăpână pe ea și cât este de puternică. A fost un meci intens din punct de vedere emoțional în primul rând, dar chiar vreau să privesc toate zilele în care atmosfera a fost atât de frumoasă și jocul și toate meciurile pe care am jucat au fost meciuri de nivel înalt și din această finală am de învățat. Care este lucrul principal pe care ți-l vei aminti legat de săptămâna aceasta? Cred că meciul acela de 3 ore și jumătate care a fost la limită, adică în care orice punct a contat, orice secundă, orice clipă și trebuia să fiu acolo prezentă 100% timp de 3 ore jumate. Cred că asta o să mă aminte. Ana, felicitări! Mulțumesc! Ai făcut un meci foarte, foarte bun, cât ai putut, pentru că ai fost răcită, dar dacă n-ai fi fost răcită, crezi că ar fi fost altcumva rezultatul și dacă ai fi reușit să mergi în față, să dai scurtele și tot jocul tău, cum ai jucat cu Jacqueline, de exemplu, ieri? Poate că da, poate că nu. Nu știu dacă... Poate și asta a făcut o mică diferență, dar cred că am cedat la un moment dat din punct de vedere mental. Nu mai reușeam să-mi adun forțele și energia, să mă concentrez și să las brațele să meargă și să lovesc acea minge. Adică eram prea închisă și prea... Parcă țineam cu dinții de ceva anume în loc să las acel lucru să vină către mine și eu doar să mă bucur de moment.
Și cred că asta este lecția pe care o am de învățat din finala asta. Mult succes la următoarele turnee și aici la Cluj, poate reușești să câștigi anul viitor, dar să ai grijă să nu mai răcești. Ana, felicitări pentru acest rezultat. Locul 54 în acest moment pentru tine. A doua jucătoare clasată din România. Ce urmează în această lună, februarie sau martie? Ce turnee vin pentru tine? Următorul turneu va fi în Dubai. Cred că marți voi pleca acolo pentru că joc calificări. Și am nevoie să mă acomodez cu căldura de acolo, din Dubai. Sunt total alte condiții, voi juca afară, voi juca pe căldură. Iar după Dubai urmează, cred că aproape 2 luni pline, voi fi în America, la Indian Wells, Miami, Charleston și cred că și Fed Cup, nu știm încă unde se va juca. Există șanse să se joace în America, dar vom vedea. Însă vor fi luni destul de pline. Ana, mulțumim pentru această săptămână și mult succes! Vă mulțumesc frumos și ne revedem în februarie la anul. Mulțumim!